Hai să pornim la drum. Săptămâna aceasta a trecut sub uh, uh, zodia unei întâlniri istorice. Ea este din mai multe puncte de vedere istorică. Nu doar pentru că s-au întâlnit doi tirani, doi oameni foarte singuri, dar care se cred plini de dragoste din partea poporului, uh, și, totodată, înțelegerea pe care au făcut-o ei între ei, tot e una care ar merita atenția noastră. Да, и ворва дьон я та ты де симпатика. Салют, Ким! Салют, Влад! Чи спуй? Ну, он целик, я камаду сумвом корне целу. с ребус? Ну, ну, врем дачи вред перелушка. Ну, а совет и якай, Я какай, да унди у амень, а муж царет. Ай,

pleacă în continuare, e o ceremonie de întâmpinare aici, noi vedem cât efort poate depune Corea din Nord în a aduce mii de oameni în a schița prosperitate și viață frumoasă. Nu numai pot să găsești numai ce se întâmplă în creierile acestor oameni. Aici tot fel de saluturi scurte fără prea mare rost, dar este un moment în această, în această întâlnire de protocol care ne-a provocat ne un adânc regret. Dacă voi n-ați văzut, putem urmări împreună. Deci la un moment dat se încheie, mă din că asta interpretarea imnului Federației Rusă. Și vine un domn cu și eu vrem să cred că e amenințare. Eu sincer vă spun, în momentul ăsta inima o trebuie să ri de bucurie. Un om cu o sagie. <laughs>

crezutul vostru în rolul mesianic în țările din care sunteți. Eu azi îmi făptuiesc dreptatea. Eu asta am înțeles, că eu de mult n-am vorbit coreeană cu nimeni. Ia <truzări> că aici trebuie să fie momentul. A, de ce e ce ar trebui să apropii, să îngenunchezi? Uite, uite, o saghi, saghi, șleo, nu se întâmplă, -a, a doua saghi, nu se întâmplă. Ei nu de mână și de... mi părut Cine de mai, avut așa o șansă Cu două seghi în spatele lui Putin și al lui Kim Tu vezi că oricum e distanță mare Între bodyguards Deci are două seghi să Bineînțeles că eu nu mă pot pune În pielea acestui domn cu două seghi Dar totuși el putea atâtea schimba Prin două mișcări H -h -h -h? Și pleacă nevătămați acești doi drujbani. Lui probabil cineva i-a spus proverbul nostru bine cunoscut Capul plecat, sabia nu taie. Ai văzut cum ei mergeau -ă, și capul era așa un pic plecat. Uite, Ce la vezi, uite. Și la unul și la altul. Capul plecat. Bine, nu-mi vine cred, Eu, se, e, când mă uit la niște jucării de la nouă, orme de 5 ani, și la niște jucării mai stricate, uitate, care nu se mai joacă, e așa ceva asta, arată așa ceva. Tu te referi la liderul nord-corean? La, e ca la acest blaber molecular, ce e asta? E ca doi, două ființe, nu? E tot, tot a fost scop kilo, am dat. Pur și simplu, unul e o curs crâș, aș crede că el e dintr-o familie care i trimis de zeități de sus și trebuie să conduc cu Coreea. Aici este un vasoc din Sankt Petersburg care s-a îmbătat de putere și am -o pornește războaie în numele la niște concepte false. Apropo, la ce s-au înțeles acești doi prieteni? Da, nu a fost o întâlnire doar de dragul internetul Grăiești. întâlnirea e una care eu cred că e sănătos să ne îngrijorăm uh, apropo de rezoluția acestei întâlniri, una din cele mai importante. Rusia, Corea de Nord au convenit să-și ofere reciproc asistență militară în caz de agresiune sau în caz că se confruntă cu anumite țări care manifestă agresiune față de ei. Țări care nu sunt acestui pact, că deocamdată sunt doar două, Corea de Nord și Rusia. Domnul Kim, eu de mulți ani așa îi spun, că noi nu cunoaștem azi, de la colegi militar. domnul Kim a zis că Putin amu, a mu o scris o nouă filă de istoria a relațiilor nordcoreene și a Federației Rusă, iar ca, iar ca, dacă până a a fost greu, e că de a mu să fie mai bine, și Putin totul a apreciat foarte mult care are așa un partener precum Coreea din Nord. Asta nu e jis, asta realitate. Știi, asta, de ce poți delirea așa ceva după o zi, două de, 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 de Dar ce înseamnă de, de fapt acest așa? pact de neagresiune? Nu, nu există o, o, un exemplu clar care știi, arată iată, cum se manifestă acest pact. Dar să zicem că cineva atacă Federația Rusă. Nici nu e vorba de pact de neagresiune, ci pact de susținere în caz susținere de agresiune. Da? Exact, da. Adică nu că ei și-ar jura că nu se atacă unul pe altul, ci că dacă pe mine mă atacă, tu vei să mă, mă aperi. Cam asta iese din această înțelegere. Yeah. Deci aici de fapt s-au întâlnit uh, doi oameni foarte singuri care probabil că au niște îngrijorări și pentru că fiecare doarme cu frică în sân, la un moment dat s-au trezit ambii dimineața și au spus, tu tot dorm cu frică în sân. Păi, te, -te, -te, -te mă, e, eu... e, un... e unul de altul, tot suntem, nu? <gânt> Apropo, eu și la asta mă gândeam, dați închipul la cât este de tâmpită asta din Coreea de Nord, ar fi putut liber să salveze omenirea acum de război în Ucraina. Ar fi putut face asta și era să rămână, rămână... eroul eroul globului pământesc, așa cum e el de tâmpit. Ok, dar și, și, și putea să-i facă? s-a pus și de sfârcuri, și putea să-i facă în Ei, hey, come on, după asta și-o otrăvit frații, și-o omorât toți este concurenții. Zi... Na, are el idei și are o grămadă Uite câte de ajutor. fericire pe da, apropo de imaginile pe care le vedeți, observam, iată, era acolo cu Putin un nene cu ochelari, este un, un propagandist de la Kremlin care făcea un video în care povestea cu cum timp de, sau pe, o, pe distanță de 30 de kilometri au fost scoși oameni în stradă care să fâlfâie din stegulețe. Frumos. Andrei, 30 de kilometri, asta nu-i glumă. Asta cum ar fi de aici până la, până la ce? Până la strășeni. Da? Tu ți dai seama? Pe, tot, pe toată această distanță, oameni scoși în stradă ca să dea din stegulețe. Ca să ce? Ce, avem calitate proastă la, la semnal? A comentat cineva, vreau doar să verific. Acum uh, s-a îmbunătățit, dar mai, Eu să am întreb. un preview, dar parcă mi-a ok. Nu, nu era proastă calitatea, eu tot observasem lucrul ăsta. La tine? Da, era proastă și vrem să te rog să vezi. Let Noi suntem know. conectați la cablu sau cabel. la Wi-Fi. Okay. Cabel, smatri, cablu. Voi ce ați mai văzut în legătură cu această întâlnire? Ce v-a atras atenția? Ați văzut că ăștia doi au făcut și o plimbărică împreună, da, cu mașina, zâmbeau, chicoteau ca doi prieteni. Știi de ce Kim merge la lea să o să alerge prin lanuri de urzic și trebuie să... Băi, serios, nu? asta e, e tragic. E tragic că noi cumva ca omenire am ajuns să, să, încă să nu găsim deocamdată, să nu găsim ok cum să ne păzim ca asemenea manifestări de ego, personalitate. ...со Путира, что сидит, решает, что меняешь. О, о, что Да, он что Путин что ты почувствуешь запах чемодана, да? Сейчас чуть-чуть будет пахнуть. Ну ладно, посиди там, нам 30 километров только. Нет, я лучше встану. Не, посиди, посиди. Там Миросдилияк будет у кем? А, это традуция. Га там интеллигенты, интеллигенты. Чисто традука, мерзень друга привалит, пеньян, чьяйди традусяш. Ne poate vorbesc de... despre meniul de la amiază Ce El stă mâncă, la fundul lui Putin El trebuie să și să traduc fiecare frază oh my God. Frumos, frumos Uite, uite. Nu știu, bine Tu vreodată ai fost așa întâlnit. Uite, vezi? uite, uite La asta se referea propagandistul ăla Cât este din încântătoare imaginea asta Cum s-a pregătit da. Coreea din Nord Pentru a primi pe liderul uh, uh, rus În vizită 30 de kilometri că... de oameni scoși în stradă Fix ca în cântarea asta. A, ah, uitați-vă ce frumos acest ansamblu de 150 de copii machiați cânte. <laughs> dar nu-i mai chinui, e clar că poți să dresezi și aici prin violență, opresiune, scoți mai fost un moment acolo, în acolo cu miniștri, da? A fost un moment cu miniștri, da, dar nu tare am vrut să mă agăț. Eu am vrut să mă agăț de îngrijorarea că doi nebuni s-au înțeles să se susțină reciproc. Înseamnă că totuși, chiar dacă e vorba de da, psihopatie, sociopatie, pot găsi limbă comună. Să eu înțeles că asta e o resursă. Eu cred că, de fapt, la cum arată declarațiile lui Putin în ultima vreme, că el este gata să facă înțelegere cu Ucraina și să oprească războiul dacă ucrainenii se retrag de pe propriile lor teritorii și sunt ridicate sancțiunile. Deci, un pic lațul ăsta în jurul gâtului, îi cam strânge, cam lasă așa niște vânătăi. Eu cred că Putin de fapt acum se asigură cu aleați și cu uh, suport pentru că situația nu e uh, chiar așa de dulce pentru ei. Da, ei încă o să mai pretindă că ei sunt cei mai mari cei mai tari și uh, n-au de gând să se retragă zilele astea. Ieri Putin a declarat că retragerea uh, Rusiei din Ucraina ar însemna sfârșitul Rusiei. Deci retorica, retorica pe care asta o împinge acum că ori murim cu toții ca țară, ori continuăm bătălia până o câștigăm. Asta e făin. Deci, terminarea războiului sau oprirea războiului pentru Putin înseamnă terminarea Rusiei. Așa că, evident, într-o asemenea situație, cu asemenea declarații, omul caută să se înconjoare de aliați. Numai că, din toți aliații, tot ce a rămas sunt niște lideri africani pe care, în ultima vreme, iau au cam spulberat dar nu știu dacă urmăriți evenimentele. A, a tot căzut tot întâi ești... un avion, după care a mai căzut un avion, acum Corea, e tăl în Coreea de Nord, se pregătește Putin. Pentru ce anume nu știm, dar trebuie să fim cu ochii pe ei.